Dar eu am înțeles gestul lui Alexandru că altă dată nu mai stai pe Facebook, că sunt aici. Ah, nu, dar n-am înțeles. Ai mers. Mersi mult, asta mă disciplinează. Deci, dragi colegi, va fi dor de voi, foarte, foarte tare. Așa cum a fost dor timp de o lună cât eu am lipsit, am înțeles că... Ara, să trecem la alți colegi. Colegi cu care am fost împreună 4 ani, care am trăit momente de neuitat, cum am fugit de la ore, așa cum eu nu am vrut să fug. Cristina o să gândească ea mai bine, fiindcă am fost colegi și poate mai bine de asta și mă redirecționez la tine. Am trăit momente interesante, am trăit momente care ne-au dat peste cap, zic eu, imaginea noastră, poate doream noi să fim cei care să fim cu 10 pe linie și să fim primii toate, dar uneori ne duceam cu tot cei care doreau să mai facă și ceva rău, să fie ceva memorabil. Pot să spun că îmi va fi dor nu doar de colegi, dar și de profesori, îmi va fi dor de toate șotile pe care le-am făcut noi. Va fi dor de... Iarăși mă reîntorc la momentele cele mai interesante. De ce? Deoarece nu poate fi nu pot fi acești 4 ani fără niciun moment interesant, fără momente ca să nu rămân eu răgușită. Și, nu știu, sper eu să ne reîntâlnim, chiar și poate dacă... Eu absolvez facultatea acum, asta ce ca ok, la exprimarea mea de acum pot spun că totul a fost ca un vis și acum nici nu dau seama că eu absolvesc.